așa în vacanțe cu toții? Cum este la voi așa? Depinde de moment. În ultima vreme îmi place foarte mult să fac mai puțin shopping și îl fac online, și când sunt cu copiii nu fac deloc. Adică încerc să-mi înfrânez orice fel de pornire și având în vedere că prețurile au crescut foarte, foarte mult, întotdeauna pun în balans, nu știu, educația lor, spre exemplu, activitățile extra cu, nu știu, să dau așa cu ușurință ceva mii de euro pe o geantă. Asta vreau să te întreb. Știu că la voi nu este cazul, dar cu 6 copii presupun că ești cumva mai cumpătat atunci când vine vorba de cumpărat diverse? Nu pot să mă laud foarte mult la acest capitol, dar lucrez foarte mult, în sensul în care încerc să evit pe cât se poate să investesc în lucruri foarte calitative și mai puțin cantitative. Și asta mă ajută. De exemplu, dacă îmi pun în cap anul ăsta să-mi iau 2 genți și 2 perechi de pantofi, mă limitez la alea. Dar reușești să te ții de promisiune, cum se zice? În ultima vreme, da. Chiar am stat anul ăsta 3 săptămâni în Italia, într-o zonă senzațională, și shopping-ul acolo e la casă, sunt niște colecții absolut superbe. Și să știi că nu mi-am luat vreo 6-7 chestii foarte frumoase, mai scumpe cei drept, dar m-am limitat la alea. Pe care poți oricum să le combini de-a lungul anului, cum ar fi. Clar. Virozele, a început școala, sunt probleme. Stați! Am prins de viroze. Da. Cum faci față? Au început deja problemele? Nu, slavă Domnului! Eu sunt mare fan și adept a homeopatelor și trebuie să zic că am început încă din luna august să le dau anumite chestii și până acum nu a fost cazul. Cred că a ținut și vremea cu noi, sunt ok. Ai avut niște probleme de sănătate o lungă perioadă de timp, te-ai mai reglat între... Sunt ok, slavă Domnului, sunt ok. La voi acasă, între tine și Adi, cine este cel mai cumpătat? Banii, cu cheltuielile? Adrian, cu siguranță, da. Adrian e cu siguranță. Eu, în primul rând, nu le spun niciodată nu copiilor, adică nu. În primul rând, pentru că nu-mi cer nimic exagerat și foarte costisitor. Și îți dai seama, un pic de aici, cu un pic de acolo, cu un pic fiind foarte mult, da. David studiază în străinătate? Nu, David studiază la studii politice de securitate în România. Știam că era vorba să plece în Olanda sau... În Olanda, un an jumătate, dar s-a întors acasă. Ești fericită că l-ai lângă tine sau că ai toți copiii lângă tine? Eu sunt fericită, indiferent de locul în care sunt ei, dar mă bucur cu atât mai mult că sunt acasă. David e un tânăr extraordinar și sunt foarte mândră de el. În ultima vreme postezi foarte des cu Sara, cu fiica ta, semănați foarte tare, izbitor, a zice. Cum faceți? Ea e varianta mea superioară și mă mândresc cu ea. De fapt, toți copiii din familia noastră au avut o perioadă în care și noi și ei am vrut să îi ținem mai departe de tot ce înseamnă o expunere exagerată. Sara cu atât mai mult, până la 15-16 ani a evitat să, nu știu, să apară foarte mult pe canalele noastre de social media și noi nu am forțat, dar acum eu mă bucur că mă însoțește la evenimente, vrea să facă campanii cu mine. Să facă acum? Adică ce carieră ar vrea să urmeze? Este clasa 11 acum și va pleca și va studia la Milano în proporție de 90% la universitate. Va face fie marketing undeva în industria asta, în zona în care ne aflăm și noi, fashion, fie fashion design, fie, nu știu, încă ne gândim, dar cu siguranță în Italia. Acolo e chiar periculos pentru bugetul familiei. Milano, fashion, multe hăinuțe. Da, sper că o să obțină o bursă de studiu și atunci nu o să mai fie așa de periculos. Te-ai stabilit cumva vreun buget de cheltuit cu copiii lunar, adică pe care să nu-l depășești? Mai în general, da, avem un buget pe care, adică, e un must să-l avem, este musai, începând cu școlile, abonamentele de sănătate, de viață și așa mai departe, necesitățile alimentare, sunt foarte multe, nici nu stau să ți le înșir acum, dar da, în general
diferențele, de exemplu, cam știm în ce zonă și ne aflăm. Dacă ar fi să te... Simplu deloc, chiar nu e simplu deloc. Dacă ar fi să te descrii în acest moment, care ar fi definiția perfectă pentru tine? Foarte liniștită. Ai reușit, adică știu că te trebăluiești de dimineața până seara. Da, da, sunt într-un moment al vieții mele în care, slavă Domnului, sunt extrem, extrem de echilibrată și de liniștită cu mine și sper să mă țină starea asta cât mai mult.